Colo de Doru Moțoc. Da. Acolo e altfel. De unde știi că acolo e altfel? De unde știu? Știu! Ei, știi. N-ai de unde știi. Crezi tu? Cred. Și nu te mai da mare. Eu nu mă dau. Eu sunt mare. Ah, hai că-mi place. Zău, îți plac? Ah, adică sunt genul tău? Hai, termină cu tâmpeniile. Vorbeam serios. Serios? Serios, am spus. Serios? Serios. Bine, bine. Gata. Te cred. Și cum ziceai că ești? Mare? Da. Mare. Mare de tot? De tot. Aha, adică foarte important. Nu, 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 nu. Important. E altceva. Aha, deci tu nu ești important. Ești doar mare. Nu, nu, fără doar. Mare. Pur și simplu, mare. Mă rog, și pentru că ești mare, în sens valoric, probabil, pentru că altminteri mă uit la tine și... pentru că ești mare, deci... ai hotărât că merită să încerci să ajungi acolo. Da, vreau să ajung acolo. Acolo, acolo. Pentru că acolo e altfel. Da, acolo e altfel. Și de-aia vrei să... De-aia? Ce, tu nu? Nu. Ia uși. Atunci, de ce naiba mai încerci? Dar de ce să nu încerc? Ai și tu dreptate. Numai că mă întrebam, la urma urmei, pe tine, ce te mână în luptă? Nimic. Nu mă mână nimic. Nu se poate să nu te mâne nimic. Ar fi absurd. Este absurd. Îți place
Absurdul? La nebunie. Cum așa? De ce îți place absurdul? De ce îmi place absurdul? Bună întrebare. Păi, să încerc să-ți explic. Vezi tu, absurdul ăsta are o logică a lui. Hei, pe naiba! Auzi, logic? Da, 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 da. Păi, judecă și tu. Dacă totul în lumea asta ar fi logic, viața noastră ar fi un... Un ce? Un iad. 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 Am muri de plictiseală. Am muri de plictiseală? Acolo. Acolo. Crezi? Sunt convins. Numai atunci când în viețile noastre își vâră absurdul coada, numai atunci lucrurile devin cu adevărat interesante. Și cum îți explici asta? Păi, simplu. Când a intervenit absurdul, de acolo înainte totul devine pasionant. Adică imprevizibil. Da. Adică atrăgător. Da, da, da. Asta cam așa e. Când știi dinainte ce se va întâmpla, nu mai e o chestie prea... E ca la cinema. Cum e ca la cinema? Așa bine. Dacă știi dinainte ce urmează, a? Da. Te plictisești. Asta așa e. Dar să știi că nu chiar întotdeauna. De exemplu, am văzut un film cu Uma Thurman de vreo 7 ori. Și? Și nu m-am plictisit deloc. Ce gusturi. Auzi, ție-ți place Uma Thurman? Nu de plăcut e vorba. E o scenă acolo când tipa îl obligă pe Travolta, John Travolta, să danseze cu ea într-un local. E, aș putea vedea scena asta de 70.000 de ori și nu m-aș plictisi deloc. De ce nu te-ai plictisi deloc? E ceva... Acolo, acolo, care nu te lasă să te plictisești. O chestie absurdă? Bineînțeles că e o chestie absurdă. Travolta știe că amantul tipei, un boss mafiot, l-a făcut pe unul țândări numai pentru că ăla îi masase gagicii picioarele. E... Știe, deci, că ar putea să o pățească, numai dacă i-ar trece prin cap să... Și totuși dansează cu tipa. Acum e drept că și aia dansa de nu se poate. E,
Aici e nebunia. Omul știe ce l-așteaptă și totuși riscă. Absurd! Da, adică logic. Să zicem. Numai că mă întreb dacă nu cumva chiar această ancorare în absurd se dovedește până la urmă iluzorie, un fel de utopie. Da, sigur că e un fel de utopie. Păi și atunci, poți să fii în același timp și absurd și utopic? Poți. De ce să nu poți? Știi ce a spus odată un tip deștept? Ce a spus? A spus, pe termen lung, viața fără utopie devine irespirabilă. Da, deștept tip, într-adevăr, da. Cum îl cheamă? Cum îl chema? Pentru că între timp a evadat. Era la Mititica? Nu, vorbeam în sens figurat. Tipul trăia la Paris. La Paris? Da. Păi și-a lăsat el Parisul? Unde s-a dus? A evadat într-o utopie. Adică în absurd? Da, un nebun. Dar un nebun genial. Cioran îl chema. Și am impresia că s-a dus acolo. 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 Da. Va să zic că tu trăiești deopotrivă și absurdul și utopia. Da. Păi de ce? Pentru că utopia este în esența ei absurdă? Poate și de aia, dar nu numai. Cum să-ți explic? De fapt, pot să-ți spun. Deși n-am mărturisit asta nimănui. Eu visez o femeie. O femeie? Ce să zic? Ce noutate! Mă fac să râd. Nu te grăbi. Eu visez o femeie nemaipomenită. Pricepi? Cum să nu pricep? Ce bărbat nu visează o femeie nemaipomenită? Da, dar lucrul ăsta e deopotrivă și absurd și utopic. Absurd? De ce? Pentru că sperând să o întâlnesc, ar însemna să cred într-o anumită logică a destinului meu, ceea ce nu e cazul. Și utopic? Utopic? Păi, uită-te la mine. Ce femeie nemaipomenită s-ar uita la unul ca mine? Asta cam așa e. Așa că, de fapt, eu de asta vreau să ajung acolo. Pentru că sper să... Nu numai decât, dar mă gândesc că poate ai dreptate. Poate că acolo e într-adevăr altfel. Păi să știi că e. Acolo e altfel. Acolo. 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 Dar tu
Eu? Ce? Cu tine ce se întâmplă? Tu ce speri să găsești acolo? Acolo sper să găsesc de toate. Adică tot ce mi-ar trebui ca să pot trăi omenește. Adică bani, o casă, o mașină, o grădină, un câine, o pușcă, chestii de-astea. Dar o femeie, nu? Ah, ba da, și o femeie, dar una frumoasă, bogată, așa sexy și sensibilă. Există așa ceva? Trebuie să existe. Acolo. Acolo. Wow. Hey. Ia te uită. Ia o fi. Auzi, e de adevăratelea. Da, e de adevăratelea. Tu, de unde ai mai apărut? Păi, ca și voi. Din... Și ce naiba cauți aici? Ce căutați și voi? Dar de unde știi tu ce căutăm noi? Se vede de la o poștă. Ce se vede? Se vede că vreți să ajungeți acolo. Acolo? Acolo. Se vede asta, că vrem să ajungem acolo? Se vede. Tu știi că semeni cu o actriță? Ha, cu ce actriță? Cu Uma Thurman. Cu cine? Cu o artistă, o tipă care dansa de nu se poate, nu? Apropo, tu știi să dansezi? Da, și-mi și place să dansez. Zou, și ce dans îți place ție mai mult și mai mult să dansezi? Tangoul. Tangoul? Tangoul? Ha, auzi, dar câți ani ai? Da, câți îmi dai? În orice caz, nu prea mulți. Oricum, tu ești din alt film decât noi. Din care film? Știu și eu. Poate că din... Parfum de femeie? Parfum de femeie? Ce femeie? Oricare, n-are importanță. Poate fi vorba chiar de parfumul tău. Ah, parfumul meu? Dacă te interesează, patchouli. Nu despre asta e vorba. Parfumul unei femei e... altceva. Ca să-l descoperi, e nevoie de mult mai mult. Mult mai... De ce anume e nevoie? Păi, trebuie mai întâi să o iubești cu toată puterea ființei tale. Trebuie să trăiești mult timp împreună cu ea, să o privești cum doarme, să faci îndelung dragoste cu ea, să o simți în alcătuirile
cele mai delicate ale făpturii sale, să o lași să-ți cotropească ființa și abia pe urmă poți afla ce parfum are. Altminteri, nu se poate? Nu, nu se poate. Atunci nu poate fi vorba de parfumul meu. Și de ce n-ar fi? Voi ați vrea să-mi știți parfumul? Ar fi interesant. Da. V-am spus de la început, patchouli. Atât? Atât. Poate că dacă am ajunge acolo, aș putea să-ți spun exact ce parfum ai. Nu-ți face iluzii. S-ar putea să nu am nici unul. N-aș crede. Aparențele înșală. Asta așa e. Ca și chestia cu tangoul. Ce e cu tangoul? Păi spuneai că îți place. Da. Da, îmi place. Păi tangoul ne-a plăcut nouă. Vouă, vă plac alte chestii. De unde știi? Păi intră într-o discotecă și o să te convingi. Eu nu dansez în discoteci. Serios? Dar unde? Dar ce te interesează? Așa, pur și simplu. Mă întrebam unde ai putea dansa tu tango. Dacă vreți să știți, acolo. Acolo? Acolo? Da, ați auzit foarte bine. Acolo. Vrei să spui că ai mai fost acolo? Nu. Păi, atunci, cum? Când dansez, e ca și cum aș fi ajuns acolo. E foarte simplu. Acolo. 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 Ascultă, cum te cheamă? N-am nume. Hey, nu se poate. Oricine are un nume. Uite, eu nu am. Adică, cu alte cuvinte, ești doar domnișoara care dansează tango. Exact. Ascultă, n-ai vrea să mergi cu noi? Unde? Unde? Acolo. Acolo. Vreau, dar nu neapărat cu voi. Pot merge și singură. Singură? Păi, nu ți-e frică? De ce să-mi fie frică? Pentru că acolo e altfel. De unde știi? E, asta l-am întrebat și eu puțin mai devreme. Și ce ți-a răspuns? Că știe cum e, pentru că el nu e ca noi, el e mare. El? Mare? Da. E, o fi? Poate că știe. Sau poate că intuiția îl ajută să înțeleagă cum e acolo. Ești o tipă deșteaptă, da? Dacă ai înțeles asta, s-ar putea să fii aflat și tu că acolo e altfel. Am aflat. Și tocmai de aia vreau să ajung acolo. Acolo. E, am senzația că n-o să ajungi acolo. De ce crezi asta? Ești mult prea tânără. Asta nu e un argument. Cât ar trebui să fiu de bătrână ca să pot spera că voi ajunge acolo?
E, nu știu. Dar oricum, încă n-ai trăit destul. Mai bine zis, n-ai trăit destule ca să poți spera că... Ce mai? Lasă-te păgubașă. Nici prin gând nu-mi trece. De vreme ce am ajuns până aici... Bravo, bravo, bravo. Încep să-mi placi. Zău. Zău. Dă-i bătaie. Auzi, n-o mai încuraja. Nu-i crea iluzii. Ce iluzii, ce tot îndrugi. Păi câți nu speră că vor ajunge acolo? Și știi foarte bine că... Că ce? Că nu e deloc simplu. Că de cele mai multe ori e de-a dreptul imposibil. Asta crezi tu? Da. Asta crezi tu, sincer? Da, da, asta cred eu, sincer. Atunci, care-te dracului de aici, nenorocitule? Auzi, tu să nu mă faci pe mine. Cum să nu te fac, m? De ce, mama dracului, mai vrei să ajungi acolo dacă îți spui că e imposibil? Păi am încercat să-ți explic, tocmai pentru că mi se pare absurd. Ți se pare sau este? Nu știu, n-am de unde să știu. Ce tot drugă asta? Tu vezi-ți de treaba ta, n-ai cum să înțelegi ce spune el. Nu îmi explici tu? Nu, încearcă să pricepi singură. Asta dacă poți. E, poate, poate. De unde știi tu că poate? Păi, n-ai auzit? Când dansează, e ca și cum ar fi deja acolo. Ce mai? Chiar e acolo. Acolo? Acolo. Dar tu? Eu, ce? Tu, cum faci ca să ajungi acolo? Eu încă n-am ajuns niciodată acolo. De ce? Nu știu. Așa s-a întâmplat. N-am întâlnit încă niciodată o... O ocazie? Hai să-i spunem ocazie. Și dacă ți-o ofer eu acum, n-ai vrea să încerci? Păi cum naiba să nu vreau? Doar de aia sunt aici, nu? Însă nu știu cum aș putea să... E simplu. E simplu pe dracu. E simplu. Ajunge doar să crezi că e posibil și să-ți repeți asta cu încăpățânare, clipă de clipă. Voi ajunge acolo. 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 Auzi, tu îți bați joc de noi? Nici gând. Cum poți crede una ca asta? Dar are dreptate. Da, are dreptate. Uneori cuvintele cheamă realitatea. Uneori? Da, uneori. Adică nu întotdeauna. Nu. Și cum îți explici asta? Dar nu-mi explic. Dar poate că ea știe. Auzi, tu ai încercat? Oho, de câte ori. Și ai reușit? Nu chiar întotdeauna. Dar cum faci? Cum v-am spus? Cine te-a învățat asta? Nu, nu m-a învățat nimeni. Am descoperit adevărul ăsta de una singură. Dar v-am spus, e simplu. Nu e nevoie decât de un singur lucru. Care? Care? Sufletul trebuie să-ți fie senin. Numai atunci poți ajunge acolo. Mie
Am spus, îmi place să dansez. De fapt, îmi place, e puțin spus. Dansul e pentru mine ceva care... E ceva care... Când dansez, sufletul mi se luminează, mi se înțeminează și... Și ajung acolo. Puteți înțelege asta? Ce e așa greu de înțeles? Așa se întâmplă de fiecare dată? Nu chiar de fiecare dată. Dar cine spune că ar trebui să-ți iasă mereu? Ajunge și o singură dată. Și când te întorci, ce se întâmplă atunci? O iei de la capăt. De ce? Nu știu. Dar orice om, oriunde a ajuns, ori de unde s-a întors, orice i s-ar fi întâmplat, oricât i-ar fi de bine sau de rău, vrea mai mult. Năzuiește să ajungă acolo. Acolo? Adică? Ce întrebare. Acolo. 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 De fapt, cred că acolo e de fiecare dată altundeva. Sau altceva. Sau altceva. Cum adică? Voi vreți să spuneți că atunci când zicem acolo, nu ne gândim la același lucru? Nu. Nu. Deci... Acolo al vostru e altundeva sau altceva decât al meu? Bineînțeles. Logic. Adică absurd. Se poate spune și așa. Păi atunci să fiți sănătoși. Eu m-am cărat. Absurdul îl pot găsi oriunde. Nu e nevoie să ajung acolo ca să dau peste el. Eu nu cedez cu una, cu două. Eu am ambiție. Când am plecat undeva, nu mă întoarce nimeni din drum. Și n-am nevoie de nimeni ca să ajung la țintă. Ce prostie! Prostie? Prostie e ce credeți voi! Dar ce credem noi? Păi... După cum văd, voi sperați să puteți ajunge acolo împreună. Deși cred că pentru fiecare dintre voi, acolo e altundeva. Sau altceva. Sau altceva. Da, și ce-i cu asta? Eu n-am timp de pierdut. Și nici de experimente. Vreau să ajung acolo și voi ajunge acolo. Adio! Călătorie sprâncenată. Mai gândește-te. N-am la ce să mă gândesc. Salut! Acolo. A plecat. Asta-i. Ce păcat. Nu știe un lucru atât de simplu. Nu poți ajunge acolo dacă ești încrâncenat, dacă nu ai sufletul senin. E destul de greu să-l păstrezi mereu senin. Da, așa e. Tu când simți că ai sufletul senin? Rar, foarte rar. Rar, rar. Dar când? Păi... Când izbutesc să mă reîntâlnesc cu mine însumi. Nu sunteți mereu împreună? Cine? Tu, cu tine. Nu, nu suntem. Cine poate spune că e mereu împreună cu el însuși? Ce, tu ești? Mereu? Nu cred. Nu, asta nu. Vezi? Văd.
Atunci înțelegi ce vreau să spun. Înțeleg. Dar tu te-ai întrebat vreodată cine e de vină că nu putem fi mereu împreună cu noi înșine? Cine poate ști? Parșiva asta de viață care te ia, te rostogolește, te amețește, te poartă de colo-colo și nu-ți lasă timp să mai și gândești, să reflectezi, ca să înțelegi ce se petrece de fapt cu tine. Viața este ca o frunză. Ca o frunză? Ca o frunză pe care vântul o poartă de colo-colo după cum are chef. Da. Tu ai fost vreodată acolo? A, cum să-ți spun, parțial. Adică? Pentru mine, acolo înseamnă mai multe lucruri la olaltă. Nu le-am avut niciodată pe toate. Într-adevăr, într-o vreme am avut bani, dar mi-au lipsit celelalte. Altădată am avut o casă, o grădină, un câine frumos și inteligent, o pușcă, dar nu. Nu pot spune că am ajuns vreodată cu adevărat acolo. Tu nu cumva îți dorești prea multe? Poate, dar asta e. Pușcătură? Nu cred. Poate e cineva care își păzește teritoriul. Sau poate că acolo e stăpân cineva care nu are chef de intruși. Nu. Acolo nu poate fi stăpân nimeni. Acolo e un teritoriu al libertății. Libertatea nu e ceva pe care să poată pune cineva stăpânire. Ar fi un nonsens. Dar poate că nonsensul are și el un sens. Nu cred. Ar fi absurd. Adică logic, vorba prietenului nostru. Uite-l că s-a întors. E rănit. Ajută-mă să-l sprijinim. Dă-mi o batistă. N-am batistă. O cârpă, ceva. De unde? O, bărbați ăștia. Ce faci? Ce-ai pățit, omule? Nu știu. Lasă-mă să te ajut. Mulțumesc, dar cred că e prea... Nu intra în panică. Cine a tras în tine? Nu știu. N-ai văzut? N-ai auzit pe nimeni? Nu. M-am simțit dintr-o dată rănit. Tocmai când credeam că am ajuns acolo. 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 Era atât de frumos. Tu pășeai pe deasupra lacului, parcă plutind ca într-o scenă filmată cu încetinitorul. Râdeai și îmi făceai semn să mă apropii ca să dansăm tango. Un tango. Ce mai ajunsesem acolo. Acolo. Era o muzică divină și... și parfumul tău. Ce parfum? Ceva între
salcâm și caprifoi. O, Doamne! Și tocmai atunci, bine că erai cu mine. Dar eu nu am fost acolo. Cum să nu fi? Te-am văzut doar. Poate în vis. Poate aveai dreptate. Acolo e altfel. Acolo e altfel. Acolo e altfel. Da, acum știu asta. Numai că... Ce faci? Ce faci? Deschide ochii. Deschide ochii, tu n-auzi? Nu renunța așa de ușor, nu, te rog, deschide ochii. Acolo. Lasă-l, nu te mai poate auzi. Se poate? Ba da, se poate. Nu, nu. E atât de simplu. Cred că el e deja acolo. O, Doamne Dumnezeule, de ce se întâmplă așa? De ce tocmai când crezi că ai ajuns acolo? De ce tocmai atunci? De ce? Poate că, într-un fel, pentru el e mai bine. Cum poți spune una ca asta? Cum o să fie mai bine? Niciodată nu putem ști dacă am ajuns cu adevărat acolo. De multe ori ne înșelăm. Credem că am ajuns, dar de fapt, acolo e altundeva. Sau altceva. Sau altceva. Nu putem ști niciodată. Așa că pentru el cel puțin, lucrurile sunt limpezi. Zbaterea lui a încetat. Deși, nici măcar lucrul ăsta nu-l putem ști cu precizii. Putem doar să presupunem. Nu ne putem imagina decât lucruri care există. Da, numai că uneori realitatea o ia înaintea închipuirii. Ca în cazul lui. Ce păcat. Într-adevăr, ce păcat. Da, unde e? A dispărut. Ți-am spus, el e deja acolo. Ai dreptate. Acolo trebuie să fie. Și acum, ce ar mai fi de făcut? Numai Dumnezeu știe. Știe? Știe. Crezi în asta? Cred. Știe tot ce s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla? Tot. Știe și cum e acolo? Bineînțeles. Altfel... Altfel ce? Altfel ar fi absurd. Adică logic. Se poate spune și așa. Se lasă seara. Seara vine întotdeauna prea devreme. Ai dreptate. Am avut sentimentul ăsta încă din copilărie. Și eu. Cel mai mult ne plăcea să ne jucăm după ce începea să se întunece. Dar de ce oare? Poate pentru că umbrele înserării revarsă peste lume un văl de mister. De poezie. De poezie, dacă vrei tu. Auzi? Oare
clipele alea eram acolo? Nu știu, nu știu. Dracu știi. Nu, el nu știe. El nu are acces acolo. El rătăcește aiurea pe la răspântii și încearcă să-i oprească pe cei care vor să ajungă acolo sau măcar să-i abată din drum. Asta înseamnă că și acum s-ar putea să fie pe aici, pe aproape. Nu ți-e frică? Nu. Îl vom alunga. Cum? Simplu. Cu muzică. Cu muzică? Da. Muzica nu-i place. Lui îi place doar zgomotul, urletele, răcnetele dezarticulate și întunericul. Păi atunci fiat lux, fiat muzica. S-a împlinit dorința. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată. E splendid, e nemaipomenit. Vrei să dansăm? Eu nu știu să dansez. Știi, doar că nu știi că știi. Apropie-te. Nu cred că... Nu contează ce crezi. Hai, vino. Nu e... Mișdios? De ce ar fi? Hai, vino. Acum dăm mâna. Nu, cealaltă. Înlănțuim mijlocul. Bun. Și acum? Ușor. Încet. Ca și cum am plutit. E foarte bine. E minunat. Auzi? Crezi că am putea merge împreună? Șt, taci! Am și ajuns! Suntem acolo! 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 Ai dreptate! Suntem acolo! Uite, uite casa! Grădina! Câinele! Și tu! Ce a fost asta? O împușcătură. Ai dreptate. O împușcătură. Poate că ăsta e prețul. Ce preț? Ce preț? Ce tot vorbești? Prețul ca să poți ajunge acolo. Toate au un preț. Toate. Nu, încearcă să reziști. Te rog, încearcă. Doamne, ce arsură. Deci, asta era... Ce întuneric. Ce lumină. Ce întuneric. Ați ascultat Acolo, de Doru Moțoc. Au interpretat Vlad Mihu, Ștefan Huluba și Camelia Pintilie. Redactor Irina Soare. Regia de montaj Dana Lucu și Robert Vasiliță. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea.
Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2015.